Salutare, prieteni! Bine ați revenit pentru review-ul meu săptămânal despre whisky. Numele meu este Dan, iar astăzi vorbim despre Glenmorangie. Și îi mulțumesc lui Răzvan Gheorgheș pentru mențiune. În septembrie 2020, Glenmorangie a lansat un nou single malt scotch whisky numit A Tale of Cake. S-au tradus motamon în română, o poveste despre tort, care a fost finalizată în butoaie de vin de desert Tokaji. Este o expresie în ediție limitată, îmbuteliat la 46% volum alcoolic, fără filtrare la rece, iar prețul recomandat este de aproximativ 75 de lire sterline. Aceasta este cutia cu tot felul de culori și straturi ca de tort și cu tot felul de informații scrise. Iar aceasta este sticla de 700 de mililitri, bineînțeles, în stilul clasic Glenmorangie. Compania Glenmorangie a declarat că acest whisky și-a început călătoria la fel ca și Glenmorangie Original de 10 ani, inițial învechit în butoaie ex-bourbon pentru o perioadă de timp, înainte ca doctorul Bill, care este responsabil cu whisky-ul de la Glenmorangie, să transfere whisky-ul într-un stil de butoi care ar putea să îndulcească puțin spiritul sau poate starea de spirit. Pentru asta s-a orientat spre butoaiele ce au conținut Tokaji Ashu. Și credeți-mă sau nu, acest whisky nu este prea ușor de obținut. A fost ca și cum am câștigat la loterie când am reușit să-l cumpăr și pe deasupra am cumpărat 3 sticle de degustare de 30 de ml de la The Whisky Exchange UK. Sper să se vadă. Ok. Și le voi deschide aici și voi analiza whisky-ul. Am deschis deja una și probabil o vedeți acolo în spate și am luat câteva notițe după ce m-am familiarizat cu el. Așa că vă pot oferi feedback-ul meu despre acest whisky. Aceasta este o culoare frumoasă, arămie, adâncă, un pic uleios, limpede. Acum, prima întrebare este dacă ați gustat vreodată un whisky Tokaji Cask Finish, adică finalizat în butoaie de vin Tokaji. Și probabil răspunsul va fi nu. Și a doua întrebare este dacă ați gustat vreodată vin Tokaji. Și răspunsul este poate da, poate nu. Deci, în primul rând, trebuie să clarificăm ce este un vin Tokaji. Acesta este un vin special de recoltare târzie din regiunea de nord-est a Ungariei, numită Tokaji, ceea ce înseamnă vinul regilor. Sau este regele vinurilor? Această regiune este renumită pentru vinurile sale dulci obținute din struguri de viță nobilă, un stil de vin care are o lungă istorie în această regiune. Este o regiune de vin alb și, deși aici se face și vin sec, cele mai faimoase vinuri din regiune sunt dulci și la asta se referă majoritatea oamenilor atunci când folosesc numele Tokaji.
Iar vinurile dulci din Tokaj sunt unele dintre cele mai renumite din lume. 6 soiuri de struguri au voie să fie cultivate în această regiune, fiind aprobate oficial pentru producția de vin. Deoarece vinul Tokaj în sine este foarte dulce, puțin picant, dar plin de arome de fructe uscate, când aceste butoaie sunt folosite pentru maturarea whisky-ului, ele transferă acele arome în corpul whisky-ului. Prima dată sunt arome de vin dulce, fără alcool care să te atace. Miros frumos și neted. Aici există și o mulțime de note Glenmorangie clasice. Multe fructe. Miere dulce, foarte puțină vanilie și urmate de note de portocale și puțină lămâie. Apoi descoper ciocolată albă, o tentă de pâine proaspăt coaptă, și mai multe elemente fructate, cum ar fi nectarinele, ceva mango uscat și caise. Acum, știm că Glenmorangie este renumit pentru inovație și pentru finalizarea whisky-urilor în diferite tipuri de butoaie. Dar nu sunt prima distilerie care a lansat o expresie finalizată sau maturată în butoaie de vin Tokaj. Există alte 3 distilerii care au avut ideea de a muta și lăsa preț de câțiva ani un single malt în butoaie ex-Tokaj. Cele 3 distilerii fiind Arran, Ben Romach și Edredauer. Arran 1998 Tokaj Ashu Wine Cask a fost finalizat timp de 7 luni în stejar maghiar, care anterior a conținut Tokaj Ashu. Ben Romach de 21 de ani, finalizat în butoaie de vin Tokaj maghiare, după o maturare inițială în butoaie tradiționale sherry timp de 20 de ani și jumătate, whisky-ul Ben Roma a fost transferat în butoaie de vin Tokaj pentru încă 6 luni. Rezultatul a fost un whisky intens, dulce, cu un caracter bogat, fructat și o textură catifelată. De asemenea, al treilea lot de la Edredauer a fost învechit pe termen mai lung în butoaie care conținuseră vin Tokaj. Deși tânăr, în jur de 5 ani, whisky-ul a căpătat multă culoare și aromă din aceste butoaie speciale într-un timp relativ scurt. Dacă îl lăsăm în pahar câteva minute, mirosul devine și mai intens, mai fructat. Da, mirosul este minunat. Iar dacă îl asociem cu numele, am putea spune că avem în față o prăjitură cu fructe. O să vedem imediat dacă și gustul se ridică la nivelul mirosului. Gustul este complex, cu dulceață prezentă, dar nu chiar atât de dulce pe cât m-aș fi așteptat. Combinat cu astringență, amărăciune, surprinzător de puternică,
are câteva note tanice din lemn și mai multă vanilie. Nu am simțit prea multă vanilie când l-am mirosit. Probabil că se ascundea în spatele altor note, dar acum vanilia este cu siguranță aici. Mai în spate sunt migdale prăjite și câteva fructe negre. Rămân aromele fructate, piersică, struguri dulci și ananas. Iar după puțin timp, whisky-ul devine mai uscat. Gustul puțin amar apare din nou și, în orice caz, impresia dulce este risipită de această amărăciune ciudată, care este probabil rezultatul finalizării în butoaie de vin Tokaj. Finalul persistă într-o notă de prăjitură cu fructe. Da, poate că totul se rezumă la final când vine vorba de asocierea cu numele. Acesta este un whisky interesant, dacă vă place whisky-ul dulce, pe care Glenmorangie știe să-l facă cu siguranță. Și dacă vă place whisky-ul dulce, cu siguranță vă veți bucura și de acesta. Deci da, este un Glenmorangie decent, diferit de ceea ce mă așteptam, notele Tokaj fiind foarte dominante. Acum, ultima întrebare pe ziua de azi. Merită să dăm banii pe această expresie? Ei bine, dacă doriți să cumpărați Glenmorangie A Tale of Cake pentru a-l bea, nu vă așteptați la prea mult pentru prețul de 75 de lire. Veți plăti cam dublu față de prețul pe care îl merită, părerea mea. Mai degrabă mergeți spre un Glenmorangie La Santa de 12 ani sau Nectar d'Or și veți fi mult mai satisfăcuți. Dar dacă îl cumpărați ca investiție sau pentru colecția dumneavoastră, e bine, da, cumpărați-l, deoarece prețul va crește în curând. Și sunt convins că speculanții deja își fac stocuri. Ați putea ajunge să plătesc de 3 sau 4 ori prețul care este deja umflat și asta în viitorul apropiat, doar pentru că este diferit și oamenii și-l vor dori. Punct. V-am reținut suficient. Vă mulțumesc pentru vizionare. Faceți click pe butonul like dacă v-a plăcut. Abonați-vă și atingeți clopoțelul dacă doriți să primiți un baz atunci când apar următoarele clipuri. Limba română sâmbătă, engleza duminică, cel puțin pentru moment. Ne vedem data viitoare. Slangeva!